Bună ziua și bun găsit, dragii mei! Cu toții ne dorim în fiecare zi să fim sănătoși, însă pentru acest lucru avem nevoie de fiecare dată de sfatul unui specialist. Astăzi îl avem invitat în cadrul emisiunii noastre pe domnul dr. Răzvan Stanca. Bine ați venit, domn doctor! Bine v-am găsit! Vom discuta astăzi despre importanța urmăririi ecografice în sarcină. Cât de importantă este ecografia într-o sarcină? Ca să înțelegeți că am cum este anul 2021 în lumea obstetricii, nu există urmărire de sarcină alta decât urmărirea ecografică. De ce am spus asta cu 2021? Pentru că fără un ecograf, cum este cel din spatele meu, fără un ecograf, practic suntem ca pe vremea Tudorilor. Adică nu știm nimic despre sarcină. Propriu zis, doar ne imaginăm cum crește copilul acolo în uter. Închipuiți-vă că ei nu aveau nicio posibilitate. Nici una. Nu știau nimic, era o surpriză, nici măcar sexul copilului, care astăzi este așa o chestie mondenă, să-i spunem. În schimb, atunci, astăzi avem astăzi, exact. Astăzi, acum, posibilitățile sunt infinite. Sigur că posibilitățile sunt infinite în sensul că dacă noi ne pregătim temeinic și putem să ducem această ecografie către aceste posibilități infinite și doi la mână, cum vă spuneam, dacă și aparatul este cel care ne ajută foarte tare. Acum, importanța ecografiei nu mai discutăm, e doar un titlu, cu siguranță că e importantă. Dar cel mai important, cel puțin din punctul de vedere al unui specialist de medicină materno-fetală, adică specialistul care trebuie să aibă grijă și de mamă și de copil, și de făt, cât e acolo, câteodată chiar și vorbim și de copil, pentru că sunt sindrome care se manifestă abia după ce s-a terminat partea intrauterină. Când vorbim de acest tip de specialist, aici importanța este nu numai a urmăririi, ci de a preveni ce s-ar putea întâmpla. Pentru că degeaba urmărești, vezi, după care, aici este o lungă discuție, noi vorbeam înainte intrării în emisie, ce faci de acolo încolo. Și asta este și partea de consiliere. Și atunci, corect ar fi să spunem care este importanța urmăririi și consilierii în sarcină, pe baza ecografelor, ecografe care trebuie să fie din ce în ce mai bune și să ne dea din ce în ce mai multe informații în epoca actuală. Când ar trebui să aibă loc prima ecografie? Prima ecografie, deși multă lume crede că nu e așa de importantă, că nu prea ai ce să vezi, este ecografia de datare a sarcinii, pe de o parte, și pe de altă parte este ecografia prin care noi îi spunem femeii că acel test de care ea se bucură atât de tare îi spune că are o sarcină intrauterină, pentru că pericolele unei sarcini extrauterine pot să fie întotdeauna, nu le putem prevedea cu nimic. Și atunci, prima ecografie pe care noi o facem și vedem ceva, de obicei este în jur de 5 săptămâni. Am o mică precizare, noi calculăm așa. 5 săptămâni sunt 5 săptămâni trecute de la prima zi a ultimei menstruații, pentru că femeile vin și spun: bună ziua, domnul doctor, am 3 săptămâni de sarcină. Doamne, aveți 5 săptămâni. Nu, domnul doctor, am 3. Atâta mi-a întârziat. Merg după cât le-a întârziat menstruația. Deci asta este precizarea mea. De asta ele trebuie să-și calculeze. La 5 săptămâni vedem un mic bănuț negru fix în uter, ce spuneam. La 5 săptămâni câteodată încep să fie și urme de veziculă vitelină. Aceasta este o structură care nu înseamnă embrion, dar e premergătoare embrionului. Și câteodată în 5 spre 6, că nu e chiar așa de mare precizia de venit la ginecolog, vedem și această structură care e ca un cerculeț. Când îi bate prima dată inimioara bebelușului? Inimioara lui bate chiar de la început. Problema se pune când putem noi, când suntem noi în stare să vedem. Cu ecografele de gen ecografe cu înaltă rezoluție, cum e ăsta din spatele meu, cred că putem să ne ducem sub acea limită de 5 săptămâni și 3 zile, 5 săptămâni și 6 zile. Noi am avut aici situații când cu sonde de înaltă frecvență pe aparat, care știe înaltă rezoluție, 5 săptămâni și una și două, chiar dacă nu o putem auzi, o vedem. Deci cam asta ar fi vârsta de sarcină, de la care deja îi spunem pacientei: da, doamnă, aveți un embrion intrauterin viu. Cred că este un moment foarte important pentru viitoarea mămică să-i audă inimioara bebelușului. Da, e practic cel mai emoționant moment. Acum, din nenorocirea numită COVID, noi n-am mai avut aici veniți viitorii tați. Pentru că săracii de ei au fost sacrificați, am primit cât mai puțină lume în cabinet și au venit doar gravidele.
și săracele am înregistrat pe telefoane, pe microfoane, cu numai să se audă exact ce spuneți. Deci ăsta este practic momentul cel mai emoționant. Și nouă ni se pare emoționant, pentru că reacția pacientei e pe măsură. Există mai multe feluri de ecografii. Care este diferența dintre ele? Din punctul meu de vedere, repet, ca medicină materno-fetală, ecografia se împarte așa. În ecografia pe care în epoca modernă o știu chiar rezidenții din primii ani de rezidențiat și ecografia pe care noi trebuie să o facem pentru diagnostic, și e foarte important ce zic, diagnostic prenatal, cât putem noi de bine să-l facem, pentru că chiar și peste noi mai sunt experți în domeniu și experți în domeniu în sensul că lucrează în centre specializate, sunt puțini, chiar și în Europa, luați la un congres sau îi știm cunoscuți, deci se poate merge până acolo. Și asta e un fel de ecografie și spuneam de ecografie pe care poate să o facă absolut oricine, mă refer orice ginecolog, care trebuie musai făcută, se măsoară niște parametri, se urmărește în general starea, hai să-i spunem așa, overall, starea generală a copilului din punctul de vedere al creșterii, anatomiei și a măsurătorilor, cam 5 parametri, și asta se face pe tot parcursul sarcinii, de câte ori face planul medicul curant împreună cu pacienta, și după care sunt ecografiile speciale, pe care în mod normal, conform, hai să nu le spunem legilor în vigoare, dar legilor nescrise, medicale, de data asta, scrise medicale, să zicem, le fac specialiștii de medicină materno-fetală. Puteți să ne arătați, aveți un exemplu aici înregistrat, să vedem? Imaginile acestea care rulează aici, demo, în spatele meu, sunt imagini care au fost surprinse cu acest tip de ecograf. Ele sunt spectaculoase și au fost alese, de exemplu, cum sunt aceste imagini de sarcină foarte mică. Vedeți, asta spuneam că este spectacolul pentru femeie, dar asta, de exemplu, este imaginea care ne interesează pe noi. Și vreau să vă fac exact explicația asta, care e diferența între o imagine spectaculoasă, care e bună doar pentru prezentări și pentru viitorii părinți, și imaginile care ne interesează pe noi, imagini de cord, imagini de creier, adică organele care se pot malforma cel mai des, imagini după care, astea sunt, să spunem, imaginile pe care le obținem la fiecare ecografie specială. Dacă este vorba de diagnostic, aici nu sunt imagini, aici în ecografe demo, nu sunt imagini, trebuie să stau să caut, să vă caut imagini de patologie, pentru că nimeni nu vrea să vadă imagini cu patologie. Nu m-am gândit exact. La patologie. Și atunci imaginile de obicei pe care noi le obținem la o ecografie de rutină, să-i spunem deja, chiar dacă e ecografie specială, sunt imagini nu frumoase. Astea, pe ecograful celălalt, acolo avem imagini frumoase, și tot așa, imagini cu cord fetal acum, de exemplu, dar, repet, sunt imagini doar frumoase. Ele nu sunt diagnostice speciale, doar sunt imagini care ne arată nouă cam la ce rezoluție putem face ecografia astăzi. Da, pentru că dacă eu mă uit așa... Uitați, acela este un 3D pe care l-ați văzut acolo, este un 3D. Cuvântul 3D în ecografie la noi este absolut un dezastru, cel puțin în această țară. Crezând pacientele că 3D înseamnă mai bun, mai vine de la cinema, cred, nu știu de la ce. Pentru noi 3D-ul, deci lucrul în 3 dimensiuni este întotdeauna cu totul și cu totul altceva. Noi nu vrem niște fețe frumoase de copii. Este bine că ați adus vorba ca să explicați acest lucru. Da, absolut. Noi vrem niște ecografii simple 2D, iar când facem volumele acestea, când le achiziționăm volumele acestea, le facem 1. Pentru a le putea da și altor colegi să le mai analizeze, 2. Pentru a analiza fiecare segmentel din acele, din acel organ pe care îl urmărim, că e inimă, că e creier, până și o palmă o facem în 3D, dacă avem vreo suspiciune că vreun deget e în plus, în minus și așa mai departe. Tehnicile sunt foarte, foarte, foarte dure aici, adică ecograful este forțat la maxim când vorbim de tehnicile altele decât 2D, dar niciodată nu este o ecografie superioară tehnicilor 2D. Toată ecografia specială se face clasic, imagine 2D. Cuvântul 3D, 4D, 5D, că e la modă, adică 3D în timp real înseamnă 4D, 4D plus lumină înseamnă 5D, 5D plus transparență înseamnă 6D, pentru că totul se desfășoară în timp real. Atenție, copilul se mișcă în acest timp. E, asta este doar o problemă de marketing, pentru că ecografiile sunt din ce în ce mai puternice. Eu vorbesc doar de 2D-ul simplu, cu care noi ne facem treaba. Ce se poate întâmpla într-o sarcină nemonitorizată? Care ar putea să fie riscurile? O să râdeți, aproape nimic. Sarcinile nemonitorizate sunt o realitate a României datorită, știți foarte bine, condițiilor în care trăiesc românii.
În sensul că marea majoritate a pacientelor urmărite vin aici pentru a exclude malformații, a exclude, eu știu, diferențe, creșteri proaste ale copilului, mă refer la greutate, dimensiuni și așa mai departe. Deci ele vin pentru un scop foarte clar. De ce? Să eliminăm aceste riscuri. Pacientele care sunt neurmărite se bazează pe statistică. Ele nu au nici posibilități materiale și nu au unde fizic să meargă să fie urmărite. Mi-am spus-o în nenumărate emisiuni. Neputința asta de a urmări pacientele decât din segmentul care își permit să fie urmărite în privat nu este ok. Nu este ok pentru că populația generală nu beneficiază de ce vedeți în jurul nostru. De foarte multe ori. Sunt câteva centre, recunosc, în țară, unde e vorba de centre din spitalele mari, de tradiție, spitale de stat, dar mie mi se par puține. De exemplu, Constanța, un oraș atât de mare, nu are în cadrul unui spital sau unei, nu știu, unei clinici de stat un centru specializat care să facă asta. E foarte adevărat că noi ajutăm colegii și conlucrăm, bineînțeles. Eu am văzut nenumărate cazuri care au venit. Noi facem pro bono povestea asta, pentru că e clar, ele sunt aduse pentru diagnostic, nu din alte motive. Da, da, da. Și vă dați seama că noi putem face asta. Dar asta nu înseamnă că accesul pacientei la asemenea tehnici, la asemenea ecografie și mai ales la specialiști, că aici vreau să ajung, aici e problema numărul 1. Și de asta ele merg la statistică. Și statistica spune că peste 90% dintre copii, fără să le facem nicio monitorizare, sunt ok. Și este normal. Nicio specie din lume nu poate să aibă raport prost între copiii ok și copiii cu probleme, pentru că altfel nu s-ar mai perpetua. Ca urmare, aceste paciente de care spuneți nu sunt urmărite de absolut nimeni și totuși copiii ies absolut impecabili. Există un risc după o anumită vârstă să rămâi însărcinată? Cu siguranță există un risc și nu numai când vorbim de copil. Este riscul de a nu putea ține sarcina, este riscul de a-l naște prematur, este riscul de a fi un copil cu malformații datorită unor sindrome, de obicei sunt aneuploidii care se petrec datorită vârstei, pentru că din celula din care a apărut acea sarcină este celula pe care femeia a purtat-o cu ea exact, vârsta ei este de fapt vârsta celulei și tot așa. Sigur că creștem în riscuri, dar să știți o treabă, că medicina materno-fetală și dezvoltarea ecografiei în ultimii ani a împins vârsta mamei fără probleme. Vârsta mamei a crescut oricum, datorită condițiilor. Femeile astăzi muncesc mai mult, femeile astăzi au mult mai multe de făcut, au o mare importanță în societate, au foarte multe lucruri de făcut. Și, canalizează și din cauza asta mult își canalizează exact atenția pe cu totul altceva, după care rămân gravide după vârsta de 30 de ani, iar mai nou, după vârsta de 35, avem deja împinsă această vârstă la care vine prima sarcină. Asta vreau să aici e problema. Sigur, e o problemă. Cel puțin în România, făceam eu o statistică, eu cel puțin ce văd, avem o medie undeva la 28 de ani. Medie foarte proastă. Primul copil, mă refer. Și atunci, ce se întâmplă? De asta s-a și împins ecografia la un alt nivel, pentru că exact cum spuneați, noi știind de aceste riscuri, trebuie să vedem aceste cazuri cu totul alți ochi. Dar chiar și ele, adică 38 de ani, 40 de ani, 42 de ani la fertilizare in vitro și așa mai departe, primesc aceeași atenție, sunt urmărite, nu se întâmplă nimic și nu apar surprize nedorite. Dacă ar fi să dați un sfat, cam până la ce vârstă ar fi ideal să... Sigur, sfatul general e cam până în 30 de ani. Cam până în 30. Uite, o altă imagine frumoasă. Cam până în 30 de ani. De ce spun asta? Pentru că între 30 și 35 de ani deja există probleme de fertilitate cunoscute, în sensul că scade fertilitatea, nu mult, dar deja se văd. Și în ultimii ani chiar s-a văzut treaba asta, probabil datorită factorilor de mediu, n-are rost să-i mai amintesc acum, dar în speță fitoestrogenii pe care femeile îi primesc, că e din alimentație, eu mai știu din medicamentație, mai au și boli asociate, se întâmplă. Un exemplu, obezitatea care ne-a distrus în ultima vreme, apropo de fertilitate și așa mai departe, toți factorii ăștia împing femeia să rămână gravidă după vârsta de 35 de ani. E, acolo e o problemă, că nu numai fertilitatea scade, dar până în 40 de ani scade și calitatea ovocitului din care se formează sarcina. Și atunci șansele ca noi să dăm de ceva încep să crească. Acum, dacă luăm statistica, o să vedeți că pe mine m-a uimit, dar până la urmă e normal, e statistică. Unde sunt cele mai multe cazuri de sindrom Down?
La femeia de 30 de ani, nu la 40, acolo sunt puține sarcini, e simplu. Nu din alte cauze. Deci este o cauză statistică. Ca să vă dau un contraexemplu, riscul de a avea un copil cu Down la 50 de ani este 1 la 2. 50-50. Interesant. Interesant. Deși cele mai multe cazuri de copii cu sindrom Down sunt prinse de noi la 30 de ani. Că acolo sunt cele mai multe sarcini, nu că acolo este cel mai mare risc. Cât de sigur este un ecograf? Din punct de vedere al siguranței, să zicem așa, ultrasonografia s-a dezvoltat în cei 50 de ani, în ultimii 50 de ani de când tot vorbim de ecografie, s-a dezvoltat pe următoarea idee. Frecvențele cu care noi emitem și primim, pentru că ecografia înseamnă imagine pe care, care se obține prin recepția unor ecouri. În cazul nostru, se emite o foarte scurtă perioadă de timp, după care sondele reușesc să primească, gândiți-vă că tot timpul e discuția asta, domnule, dar asta nu dă raze. Este discuția pe care o am de foarte multe ori, mai ales cu pacientele de peste 50-60 de ani. Și zic, doamnă, dacă asta dă raze, eu stau 10 ore pe zi cu razele astea după mine. Deci, vă dați seama că nu mai știu ce să spun, că nici eu nu știu ce să spun la o asemenea întrebare. Dar ce am vrut să spun este că această sondă emite foarte scurt, trimite ultrasunete cu frecvență gestionată prin reguli internaționale, nu oricum. Nu poți să emiți cu orice frecvență, primește ecouri și atunci doar o mică, mai puțin de o treime din timpul pe care îl petrecem cu sonda pe burta femeii, atât emite. Și emite ultrasunet. Ultrasunetul, noi vă dați seama că nu aveam de unde să știm dacă face sau nu rău. Și au început să facă teste până au început să facă și protocoalele cu cât se emite. Cu cât se emite ultrasunet, e scris pe orice imagine o păstrăm. Nu avem voie, nu putem să trecem peste anumite limite. Pentru că cineva, eu am avut paciente și aveau soți care lucrau, că suntem la Constanța, lucrau în domeniu, oamenii erau tehnicul care lucra la radare. Sau lucrau la ecolocație. Sau și da, doctor, încălzește. Da, efectul termic este scris pe ecran. Dar este așa de mic că eu nu pot să trec de el. Și ca să înțelegeți, dacă eu aș emite o oră, continuu, nu o treime, aș încălzi lichidul amniotic cu 1 grad. Cred că dacă vă bag într-un autobuz din Constanța cu aerul condiționat defect la vară, gravidă fiind, cred că ar crește mai mult temperatura decât am face noi. Dar noi nu, nici măcar asta nu facem. Iar partea de, repet, de frecvențe ale fiecărei sonde, că de asta ele vin atât de greu pe piață, sunt testate și răstestate. Odată să fie sigure, să nu treacă curent de aici către femeie, deci sunt sigilate complet, asta e o siguranță a ultrasunetului și a doua este efectul asupra embrionului inițial și a fătului ulterior. Și din toate studiile, pentru că noi la toate cursurile noastre avem o lucrare separată cu siguranța ultrasunetului, de fiecare dată ni se spun ultimele noutăți, ce au mai testat, ce au mai făcut, ce s-a mai întâmplat. Și la fiecare update cu care aparatele astea vin, că e unul pe an, se mai adaugă acolo exact măsura lor de siguranță. Vezi că aia nu trebuie să depășește. Dacă, de exemplu, eu aici, dau un mic exemplu, pun Dopplerul Color. Ați văzut multe imagini cu Doppler Color. Da. Ăsta are o energie mai mare. Mi se aprinde un beculeț, mă rog. Se scrie în portocaliu. Vezi că emiți cu mai mult. Și imediat scoatem. La sarcina mică, foarte mică, de exemplu. Nu folosim Dopplerul, tocmai fiindcă are energii înalte. Nu că i-ar face ceva, că nu s-a demonstrat asta, dar dacă scrie acolo la siguranță ultrasunete, nu facem. Deci asta e concluzia noastră, că aceste ultrasunete sunt sigure. De ce? Au trecut proba timpului, sunt peste 50 de ani. Iată cât de important este să știe, da, viitoarea mămică că este pe mâini sigure, că este sigur ecograful, că absolut, nu se întâmplă nimic. Absolut, că este sigur, că, repet, a mea, da, oară, sondele sunt făcute să emită și să primească ultrasunete, nu emit continuu, acum nu se întâmplă nimic. Acum am înțeles încă o dată cu toții că este, da, și este foarte, foarte sigur. Aici e o poveste foarte interesantă. Primele ecografii făcute, am avut onoarea să cunosc un profesor care este unul dintre pionieri, noi le spunem cu ghilimele de rigoare, originali. Deci ei au făcut posibil ce vorbim noi astăzi și a fost întrebat, eram la curs și omul a început cursul, avea 82 de ani la momentul acela, azi are 92. Omul este absolut extraordinar, încă un creier fenomenal, își ține cursuri la congrese și astăzi și spune, hai să terminăm repede, vă spun de acum, n-am avut nimic în cap,
când am pus-o pe nepoata mea sub ecograf. Închipuiți-vă, ecograful arăta ca o cadă cu apă și sonda pe care am ținut-o eu în mână era așa, așa și așa. Aparatul avea o macara de la aparatele vechi de radiologie și sub acel ecograf, sub acea sondă, stătea fiica lui cu viitoarea lui nepoată. Și prima imagine obținută a fost o imagine, evident, 2D, de diametru biparietal. Nu se vedea nimic din capul copilului, se vedea doar conturul craniului. Și așa au aflat că e cu capul în jos sau nu e cu capul în sus. Deci cam așa s-a început. Apropo, deci el a zis, domnule, n-am pe cine să bag, că nu știu dacă îi fac bine sau îl fierbem. Apropo de efectul termic, efectul mecanic și așa mai departe. Și de atunci și până acum nu s-a întâmplat nici atunci nimic, dar ele s-au perfectat după cum v-am povestit. Există situații în care mamele sunt rugate să facă mai des o ecografie? Cu siguranță. Aici e foarte simplu. Sunt mai multe feluri de a urmări sarcina. De exemplu, în Anglia, unde s-au făcut cele mai multe studii, că de asta este și anecdota cu cercetătorii englezi, dar să știți că au făcut niște studii foarte bune și au ajuns la concluzia că la specialistul de medicină materno-fetală 4 ecografii ajung la o sarcină normală. După care, întrebarea, ce facem dacă nu este o sarcină? Atunci nu ne mai încadrăm în această piramidă minunată cu 4 ecografii și încep ecografiile care necesită urmărirea unui anumit aspect. Cel mai bun exemplu pe care vi-l pot da și mi se întâmplă, nu știu de ce, mie mi se întâmplă de foarte multe ori, copii care nu cresc în trimestrul 3. Și atunci ai două probleme. Dacă îl scoți prea devreme, nu e ok. Dacă îl scoți mai spre termen, nu e ok. Și bineînțeles că vine întrebarea, păi și atunci ce facem? Și o să râdeți, nici până în ziua de azi nu există un adevăr absolut scris într-o carte. Dacă A-ul e așa, B-ul e așa, scoaterea copilului este la data D. Nu există. Este vorba de experiență, este vorba de ce simte ginecologul în momentul ăla, specialistul care zice parcă nu e ok, este vorba de zeci de ori să te uiți la acel copil din toate punctele de vedere și la un moment dat să decizi, asta e balanța cea mai bună între ce vedem și ce ar putea să se întâmple, că vă spuneam, cu viitorul copil. Englezii, apropo de studiile lor, monitorizează 7 ani un copil care a avut probleme de creștere. Și nu-i vorba de cum a crescut, că nu ne interesează că are 2400 la 39-40 de săptămâni. Pe noi ne interesează cum a crescut, cum a fost oxigenat, ce o să fie, cum o să facă achizițiile, dacă face, Doamne ferește, crize epileptice și altceva și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea se urmăresc în cei 7 ani și atunci, da, ecografiile se fac mai des decât de obicei, câteodată la 2 săptămâni, câteodată la 1 săptămână. Deci asta este diferența între ecografiile normale și ecografiile unde e o problemă. V-ați întâlnit cu situații limită sau inedite de-a lungul experienței dumneavoastră de până acum ca medic ginecolog? Situații inedite din punctul de vedere al ce am văzut acolo sau situații inedite din punctul de vedere al ce am obținut în final? Pentru că sunt două chestii diferite. Ați putea să-mi răspundeți la amândouă. Păi de asta vă și spuneam. că sunt două lucruri diferite. Deci ne-am întâlnit cu situații în care diagnosticul a fost pus foarte greu, de a trebuit să apelăm la specialiști inclusiv nu din România. Ne-am pus toate, au fost toate eforturile și toate relațiile tocmai ca să obținem diagnostic diferențial față de ce am crezut noi sau față de ce spuneau ei sau numai ca să fie în beneficiu mamei și să tragem o concluzie și mai ales o putem consilia, că vă spuneam că asta e o treabă. Iar a doua, vorbeam exact înainte să intrăm în emisie, spuneam că a fost inedit rezultatul când și marea satisfacție când i-ai spus și ei cât ai putut, ai dus acel cuplu, că e vorba de un cuplu aici, să facă toate eforturile pentru ca acel copil să se nască și ulterior să se intervină și să iasă din el un copil normal. Și acolo este și mai mare satisfacția, pentru că vă dați seama că în finalul a ieșit un copil sănătos, ok, care va trăi toată viața datorită faptului că s-a luat la un moment dat o decizie informată. Și atunci, da, satisfacția e mai mare acolo, dar și ea este spectaculoasă. Chiar este spectaculoasă. Este o meserie frumoasă, cu riscuri. Da, este o meserie foarte frumoasă atunci, cel puțin când iese bine, când avem imagini de genul acesta, ne bucurăm de ele, dar să fie doar demonstrative, cum vă spuneam, să nu fie nimic patologic și este în același timp o meserie grea când trebuie să dai vestea care nu e tocmai cea pe care o așteaptă femeia. Am aflat multe lucruri interesante. Mulțumim frumos că ați fost prezent în emisiunea noastră. Vă mai aștept și la alte ediții. Mulțumesc mult. Ne oprim aici, dragii mei. Până data viitoare, să fim sănătoși! We'll be right back.